încercat să-l imite pe Daniel Kucher, Alexandru Dedov și iată contraatacul echipei Zimbru. Zimbru. Și este gol! Zimbru 3-0, dragi prieteni. Reușește un nou Eurogol. João Paulinho, eroul acestei partide. Ce fază a făcut la primul gol. Și lansează pe João Paulinho. Stop bună lui João Paulinho. Continuă acesta și este gol Zimbru. João Paulinho înscrie pentru 2-0, minutul 88. Bucuria staffului tehnic al echipei Zimbru, bucuria și celor de la Genaitis. Genaitis contra lui Baciu, centrează Genaitis și este gol Zimbru! Reușește João Paulinho să înscrie la prima acțiune mai periculoasă la poarta echipei Dacia Buiucani. Astfel încât este un... Dragi prieteni, Răeleanu centrează periculos, Răeleanu, gol Zimbru, dragi prieteni, reușește Zimbru să egaleze la 1 în acest minut 29. Ce gol a marcat, ce combinație a făcut Zimbru în acest minut 29. Bucurie mare! Dedeșco, trecere frumoasă, centrează Dedeșco și înscrie extraordinar suma până la Jesse Giu, Magritski, João Paulinho, ce preluare a balonului, pasă ideală pentru Nikita Kovac, Kovac centrează, Kovac, gol! Bălțenii rămânând fără cupele europene, Răeleanu înalță acest balon și ocazie pentru... Duel cu Jesse Giu, iată-l și pe João Paulinho, bună pasă pentru Sila, trage, Sila! Revin pentru o secundă cei de la Milsami și iată-l pe João Paulinho, faultat urât de către Iaroslav Lisu și recuperează cei de la Zimbru, João Paulinho, și au acțiune pe compropriu. Bun începere de la ora 18, João Paulinho se întoarce, dar direct în zona în care se afla pe cel caz. Alte patru. Mează Dedov și blochează foarte bine Denis Furtună. Și iată-l pe João Paulinho, trece de Păscăluță, încearcă să treacă și de Chelari, degajează. Și iată-l pe João Paulinho, ajungând la balon. João Paulinho contra lui Ștefan Efros. Greșește Nikita Sinugaci și Zimbru poate a plecat de contraatac. João Paulinho pasă în față, minge care nu este ajunsă de Marin Căruntu, foarte aproape de cel de-al șaptele gol. Sală cei de la Dacia Buiucani, Makritski pentru João Paulinho. Așteaptă și primește Moroza. Șutează Jardan, posibilitate de contraatac pentru Zimbru, João Paulinho. Bună viteza fotbalistului din insulele Capului Verde. Paulinho însă nu are cum să-i paseze, încearcă să treacă de Ion Borș. Din nou João Paulinho, minge-ntoarsă la... Posibilitate de contraatac pentru Zimbru, João Paulinho pentru Căruntu, urmărit de Ocante. Cercetarea Manjumba pasă la Alaribe, este și Paulinho acolo, nouă intervenție salvatoare a lui Dosca, din nou Paulinho. Manjumba, dribling în fața unui adversar, pressing mare al Zimbrului, șutează de... Și iată-i pe cei de la Florești, încearcă să atace. João Paulinho, foarte bună pasă pentru Alaribe. A Rusiei, Fakel Voroneș a învins Orenburg cu 2-1. Gol victoria a fost marcat de Nikita Motsvan, iar noi să urmărim pe João Paulinho, faultat João. Și atât pe Kovac pentru João Paulinho și scapă cei de la Zimbru. E un nou contraatac periculos, Bivol, faultea. Alaribe pasă către Paulinho, Paulinho dribling în fața unui adversar, din nou.